Astăzi suntem în capitala culturală a Poloniei și mai exact orașul Cracovia. Merită din plin o vizită, da, în Cracovia. Merită din plin. Biserica Sfânta Maria este recunoscută pentru turnul său înalt, dar și pentru trompeta care se aude din oră în oră în amintirea invaziei mongole. Jucăboașă tradițională poloneză, da? Da. Și astea sunt prețurile de la restaurant. Da, suntem într-un Carrefour fix lângă piață. Pentru acest lucru este renumită această zonă. Veniți aici în piață, da, în piața centrală a cartierului evreiesc din Cracovia. Exact. Pentru că toată lumea vine aici pentru a mânca. Și bine ați revenit în Cracovia, în Polonia, dragilor. O să stăm aici o seară și vreau să vă arătăm cazarea pe ziua de astăzi. Este o garsonieră. Este o cameră normală de hotel. O cameră de hotel, da. Că noi până acum am stat în apartamente și de... Da. Acum suntem la hotel, am închiriat camera aceasta și vă zic imediat costul la sfârșit. Avem partea de dulap unde ne punem bagajele, avem baia care nu este așa cum ne-am obișnuit noi, dar... E bine, ne așteptam la mai rău. E curat, asta contează. Avem camera, paturile, biroul, televizorul. Este curat, este... Și avem și ventilator. Sincer, peste așteptările mele, din poze, da, mi se părea că e mult mai vechi. Nici ăsta nu e un hotel chiar foarte ieftin. Am plătit 350 de lei. Da. Și beneficiem și de un loc de parcare, ceea ce e minunat. Și văd că ne-am întâmpinat cu apă, avem ceai, cafea. Fierbător, televizor. Bun. Văd că lenjeriile sunt foarte curate, miroase a spălat, miroase a curat. Nu e praf, chiar nu, nu e praf. Chiar e curat, asta spun. Avem un geam mare aici, putem să aerisim camera corespunzător. Asta vedem de pe geam. Suntem la oarecum la marginea orașului. Mai facem de aici, nu știu, 20 de minute cu autobuzul. Da, nu este nicio problemă pentru noi, oricum suntem cu mașina, ne este ușor să ne deplasăm. Și chiar dacă nu vrem să ieșim cu mașina, avem stația de autobuz fix lângă. Deci, da, mă bucur, ți-am zis că este curat, nu este o cameră nouă, dar contează că este curat și miroase bine. Dar tot hotelul e în stilul ăsta, adică eu cred că ei așa au vrut să facă hotelul. Pentru că și pe holuri o să vă arăt eu când o să mai ieșim. Da. Și pe holuri sunt obiecte vechi, fotolii, mobilier, dar nu vechi din ăla stricat sau ceva. Mm-hmm. Pur și simplu obiecte antichități, dar foarte bine păstrate. Da. Vintage. Vintage, exact, așa, da, ăsta era cuvântul. Ne schimbăm și mergem la pas pe aici, prin Cracovia. Ei, uite, despre asta vorbeam eu când spuneam că, că mobila e veche. Ea arată foarte bine. Și chiar îmi place cum e. Cu gust. Și mie îmi place. Noi am parcat mașina pe strada asta. Introduceți numărul mașinii aici, B704 KRS. Dați aici pe verde. Dați plata cu cardul și aici este suma pe care puteți să o introduceți. Băgați 10, arată că puteți să stați 2 ore. Încă 10, 3 ore. Și după aceea dați aici și plătiți. Și aici este biletul. Aici suntem la 5 minute sau 3 minute de mers pe jos de centru. Se parchează mașina cu o roată pe bordură. Și eu am găsit fix aici. Aveți grijă să nu fie parcare de rezidenți, pentru că veți primi amendă. Să arate așa. Am ajuns la colegiul nou. Ce clădiri frumoase! Foarte frumoase și avem în partea asta aici o statuie și este statuia lui Nicolae Copernici. Un alt colegiu aici, foarte frumos. O arhitectură incredibilă are orașul ăsta. Încă de la plecarea de la hotel mi s-a părut Cracovia un oraș foarte bine organizat, curat, din trafic chiar, au șosele și o infrastructură incredibilă. Și acum, aici în centru, mi se pare fabulos deja și încă nu am ajuns la principalele obiective turistice din zonă. Dar deja
Senzația este că o să fim foarte încântați de acest oraș incredibil, Cracovia. Și suntem în cea mai mare piață medievală din Europa. Se spune că aici se întâmplă foarte multe lucruri. Este o piață frumoasă, avem aici turnul cu ceas, avem restaurante de jur împrejur și eu sunt curioasă să descoper acest loc și nu numai. Wow! Primul impact! Am ajuns în piața centrală. De aici o să și începem vlogul. Wow! Da. Incredibil de frumos! Foarte frumos! Eram convins că o să mă surprindă orașul. Da, și eu eram la fel de convinsă. Chiar mă așteptam ca Cracovia să fie un oraș foarte frumos. Aici, în piață, de obicei se țin și târgurile de Crăciun și nu numai. Plus, un alt lucru important este hala de postăvuri. O să intrăm și noi acum. Am înțeles că aici sunt magazine de suveniruri și chiar sunt curioasă ce am putea achiziționa și noi. Și ulterior o să mergem către Biserica Sfânta Maria. Deja putem să zărim magazinele de suveniruri în partea stângă și în față avem o altă statuie, o statuie impunătoare, pot spune, și sunt curioasă ce reprezintă. Această hală este poziționată fix în centrul pieței și obiectivele le găsim de jur împrejurul ei. Wow, 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 wow! Deci că am intrat în bazar. Exact, da. Tot așa, un bazar acoperit. Și într-adevăr, o grămadă de suveniruri. Mă așteptam să fie și preparate. Și ieșim pe partea cealaltă, aici unde o să avem alte obiective turistice. Și anume, ni se dezvăluie în față biserica. Momentul de față este în reabilitare. Vai, ce frumos e! Ce frumos, măi! Merită din plin o vizită, da, în Cracovia. Merită din plin timpul vostru să o descoperiți și să o apreciați, pentru că este foarte frumoasă. Și acum se aude clopotul care bate din oră în oră, am înțeles aici. Da, este fix. La noi în țară ceasul este 12 fix, dar aici este 11, dragilor. Iar în afară de clopot, din oră în oră se aude și trompeta faimoasă aici. Biserica Sfânta Maria este recunoscută pentru turnul său înalt, dar și pentru trompeta care se aude din oră în oră în amintirea invaziei mongole. Hai să vedem dacă se percepe taxa de intrare sau nu. Aici nu se percepe taxa de acces și avem aici programul pe ușă. Nu am cum să plec fără să-mi iau o gogoașă din această poloneză. Și ce ai cumpărat aici? Da? Și inițial am cumpărat o gogoașă cu ciocolată și după mi-am dat seama și am zis mai bine întreb care este cea tradițională și cea tradițională este una rose, se numește. La scoate-o din pungă, să o vedem. Stai un pic, că am nimerit-o fix pe asta cu ciocolată. Tot ce bine arată. Și e foarte bună. Bun, și sunt curioasă cu ce este aceasta tradițională. Arată așa. Are bucăți de portocală pe deasupra. Aolo, foarte bună. Ce îmi place mie, cu portocală, cu sirop de portocală. Nu știu ce are în interior. Are gem. Are marmeladă de trandafir. Deci gogoașă tradițională poloneză, da? Da. Cât au costat? 16 zloți? Zloți, da. Mie vine să le zic polonez. Deci e foarte bună. Da. De obicei nu suport gustul sau mirosul de trandafir, dar gogoașa asta chiar îmi place. Și fix aici, în centru pieței, mai avem o bisericuță mică și cochetă. Se află fix în piața centrală. Și e foarte drăguță. Și artiști stradali aici care fac caricaturi, picturi. Da. La tot pasul găsiți clădiri care vă vor surprinde. Plăcut, bineînțeles. Noi suntem cuceriți. Așa e. Cam de fiecare oraș pe care l-am vizitat până acum am fost cuceriți.
Deci am luat cea mai bună decizie. Și un alt lucru pe care vreau să-l spun este faptul că eu, cel puțin, nu mă uit înainte la ce obiective turistice putem vizita, nu mă uit la cum arată orașul, tocmai ca să fiu impresionată. Ce mi-a plăcut foarte mult este faptul că dacă nu ai reușit să-ți iei un tur plătit, poți opta pentru un tur gratuit chiar aici în piață. Sunt ghizi care au pancarde și vă oferă un tur gratuit. Și astea sunt prețurile de la restaurant. Prețurile sunt în zloți polonezi. Sunt asemănători cu banii noștri în conversie. Puneți puțin mai mult. Vai, Doamne! Și ne-am oprit să ne bucurăm de acest artist stradal. Este un artist foarte, foarte priceput în ceea ce face. Și am intrat într-un Carrefour Market să luăm apă, care e fix aici în centru, și cam astea sunt prețurile. O să puneți voi pauză pe video. Ah, cred că aici mai degrabă. Da, suntem într-un Carrefour fix lângă piață. În buza târgului. Să știi că prețurile mie nu mi se par mari. Adică... mie la apă nu-mi dă ceva. 4 sloți, o apă mică, înseamnă aproape 5 lei la noi. Nu sunt chiar foarte mici. Nu sunt chiar foarte mici. Mai ieftin e sucul decât apa. Da, apa și mie mi se pare scumpă, dar în rest, dacă mă uit la dulciuri și așa, uite, un croissant e 5,49. Și croissant mare, păi și la noi dai tot atât. Bun, pâine, sandvișuri, sucuri naturale, mezeluri și produse lactate. Prețurile la bere și fructele. Cracovia a fost la capitală regală a Poloniei, a fost unul dintre cele mai importante orașe ale Europei. Războaiele și împărțirea Poloniei au șters din importanța orașului, nu însă și din frumusețea lui. Odată reședința a regilor polonezi, orașul denumit după legendarul prinț Crac este considerat astăzi inima culturală a Poloniei și are o poziție privilegiată fiind străbătută de râul Vistula. Am ajuns la Biserica Catolică. Biserica Catolică Sfinții Petru și Pavel. Foarte, foarte frumoasă este. Ia uitați ce frumoasă este și bisericuța veche. Iar aici avem curtea interioară. Dar e mică. Da. Și după 10 minute de mers pe jos din piața centrală, am ajuns la castelul Wawel. Este foarte frumos, este impunător. Și așa arată intrarea în castel. Poarta principală și să vedem cât costă accesul și dacă mai avem timp, pentru că noi o să mergem la Auschwitz și nu avem timp suficient pentru fiecare obiectiv. O să mergem și la unele doar vi le arătăm pe afară, să știți că le puteți vizita și atât. Vai. Cred că e super priveliște de aici, că lumea s-a strâns la această balustradă, să zic, la balcon. Deci să înțeleg că nu se percepe taxă de acces pentru curtea castelului. Da, așa am găsit și prin alte țări. Pentru curte nu se percepea, iar da, pentru a vizita interiorul trebuia să plătești. Da, trebuie să plătești. E foarte frumos. Foarte cald. Da, deja ora este 12 și deja se simte căldura. Și să vedem priveliștea de aici. Vedem și Vistula. Se pot face plimbări, sunt o mulțime de restaurante pe malul râului. Iar ăsta este turnul Basta. Ia uitați cât e de frumos. O altă priveliște. Sunt oameni cu caiacul. Frumos. Aceasta este curtea interioară. Tot ce am făcut până acum este gratuit aici.
O să vă coste vizitarea castelului și să mergeți la Dragon, să aflați povestea Dragonului de aici. Castelul Wawel este un simbol a regalității poloneze și un loc de mare importanță istorică. Aici se află și Catedrala Wawel, unde erau încoronați regii Poloniei. Iar acestea sunt grădinile castelului, foarte frumoase. Și de aici ai o priveliște superbă asupra orașului și aici biserica, unde erau încoronați regii Poloniei. Și castelul, am înțeles că e o frumusețe incredibilă în interior. Cât de mișto este. Totul foarte bine organizat, sunt foarte mulți turiști. Noi suntem în mijlocul verii, sunt 28 de grade afară și cam așa arată castelul vara. Bun, și ne îndreptăm către cartierul evreiesc. Să știți, drumul este fix prin curtea castelului. Ne apropiem cu pași mărunți de cartierul evreiesc de aici, din Cracovia, și mai exact de piața centrală a cartierului evreiesc. Mai avem câteva sute de metri și ajungem, deja suntem în cartierul evreiesc, turiștii sunt aici. Impresionant! Da! Da, deja putem vedea clădirile care sunt un pic mai vechi față de cum ne-am obișnuit noi în centru. Un alt lucru foarte interesant, bine că le-am văzut, de aici puteți închiria biciclete să vă plimbați prin toată Cracovia sau puteți să faceți tururi organizate cu bicicleta. Oficial suntem în cartierul evreiesc. Deja am zărit câțiva evrei. Nu aveți cum să ratați cartierul ăsta, dar am deja zărit câțiva evrei. Cât de frumos e. Nu avem noi timp suficient, că suntem pe repede înainte. Dar e foarte frumos, puteți să vă pierdeți pe străduțele astea de aici, din cartierul evreiesc. Sunt multe restaurante, foarte animat. Cât de mișto e. Noi acum ne grăbim să ajungem la Auschwitz, după cum v-am spus. Foarte mișto. Așa arată cartierul evreiesc. Oficial suntem în piața centrală de aici, din cartierul evreiesc. Este piața principală și e renumită pentru mâncarea stradală. Cred că o să ne așezăm și noi la masă și să savurăm preparatele lor. Acum, ți-am zis, eu deja îmi dau seama că sunt în cartierul evreiesc, fără să fiu răutăcioasă. Este un pic neîngrijit. Așa mi se pare mie. Cam peste tot pe unde am fost, și în Italia și în alte țări, unde am întâlnit cartiere evreiești, oarecum sunt izolate de restul orașului. Se cunosc imediat aceste cartiere. Exact. Și... dar nu e în sensul rău, adică e ok, doar că s-a schimbat puțin situația, într-adevăr. Da. Plus, nu o să zăriți evrei în momentul în care sunt turiștii în preajmă. Sunt și câteva obiecte de vânzare, câteva magazine, uite să mâncăm și noi sandwich din ăla. Da, ce bine arată. Bun, și pe aici avem vechituri, magazine, da, antichități. Ca și pe la noi. Da, păcat că nu avem și noi bani scoși. Noi până acum, să știți că am plătit cu cardul. Nu, da, am scos putem bani plăti de la peste bancomat. Tot cu cardul, chiar și parcarea e plătită cu cardul. La magazin plătim cu cardul, la restaurant plătim cu cardul. Nu am scos niciun ban. Da, de obicei așa facem noi în orice vacanță, unde mergem. Unde e coada mare trebuie să stăm și noi. Ha, și care e coada? Că lumea stă și aici. Păi da. Aici? Hai să vedem, ia. Uite aici unde mănâncă toată lumea, sandwich-ul ăsta renumit. Da. Deci toată lumea aici stă pe jos și mănâncă sandwich-ul acela. E un sandwich, gen o pizza, văd mai degrabă. Hello! Și ne-am așezat și noi la o coadă. Astea sunt prețurile. Și acum o să ne decidem ce dorim să mâncăm.
Kazimierz este cartierul evreiesc al Cracoviei, un loc plin de istorie și cultură. Aici poți vedea sinagogi vechi, restaurante tradiționale și o atmosferă unică. Corina o să-și comande unul Barcelona, care este 14. E mare și ce bine arată. E de fapt o felie de baghetă, e pe jumătate și cu roșii, cu măsline, mozzarella. Ca o pizza în pâine. Este foarte bună și am dat 20 de zloți. Aveam varianta să cumpăr doar jumătate și era mai ieftin, dar am zis că e așa de efect. Arată foarte bine, nu știu dacă o să-mi placă mie. E foarte bună, o să-ți placă. E ca o pizza, bănuiesc. Da, exact. Și pâinea este prăjită. Arată bine și e la fel de bună. Pentru acest lucru este renumită această zonă. Veniți aici în piață, da, în piața centrală a cartierului evreiesc din Cracovia. Exact. Pentru că toată lumea vine aici pentru a mânca. Mâncarea stradală este foarte, foarte renumită și exact apreciată aici. Bun, chiar bun. Zic să încerci tu. Și plecăm din Cracovia cu o părere extraordinar de bună despre acest oraș. Un oraș curat, un oraș frumos, un oraș cu un vibe extraordinar. Dacă ești pasionat de arhitectură, ăsta e locul unde poți veni. Este foarte frumos și vă așteptăm cu drag să veniți să vizitați orașul Cracovia. De aici, din cea mai mare capitală culturală a Poloniei, vă spunem că vă așteptăm și data viitoare cu alte aventuri. Și nu uitați, eu sunt Corina, în spatele camerei este Alexandru și împreună suntem Doi Hoinari și ne găsiți pe YouTube, Instagram și TikTok. Vă pa pe data viitoare!